Vremea se menține rece în această săptămână, iar temperaturile vor crește începând de săptămâna viitoare, se arată în prognoza pe 2 săptămâni publicată de către ANM. Crișana, până spre sfârșitul primei săptămâni, maximele termice se vor menține la valori ușor sub normele perioadei. Ulterior, temperatura aerului va avea tendința de creștere până în valori în jurul normelor climatologice, cu medii ale maximelor de 2-4 grade și minimelor de -5-2 grade. Probabilitatea pentru precipitații va fi mai ridicată în perioada 16-21 ianuarie. Maramureș, valorile termice diurne vor fi ușor sub normele perioadei în prima săptămână. Din 15 ianuarie până la sfârșitul intervalului, temperatura aerului va crește până la medii de 2 grade. Ulterior și minimele termice vor crește spre o medie de -4 grade în data de 18 ianuarie, valoare ce se va menține până la finalul intervalului. Probabilitatea pentru precipitații va fi mai mare în intervalul 16-21 ianuarie. Dobrogea. Vremea se va răci semnificativ în primele zile din interval, astfel încât mediile maximelor vor coborâ de la 2 la -4 grade. Probabilitatea pentru precipitații va fi mai mare după data de 15 ianuarie. Muntenia. Doua săptămână va aduce un regim termic relativ constant, ce va fluctua între 4 și 6 grade în media maximelor și -6-2 grade a minimelor. Probabilitatea pentru precipitații va fi mai mare în 13 ianuarie și după data de 17 ianuarie. Oltenia. Regimul termic va avea variații semnificative în prima săptămână din interval. În a doua săptămână de prognoză, valorile termice vor avea doar ușoare oscilații, cu medii ale maximelor de 3-5 grade și ale minimelor de -4-2 grade. Probabilitatea pentru precipitații va fi mai mare în data de 16 ianuarie, relatează știrpesurse.ro.